În tutorialul precedent am arătat modul în care se pot realiza citirile stărilor logice ale unor pini de intrare folosind metoda programării prin registre. În acest tutorial vom face același lucru, deci citirea stărilor logice ale unor pini de intrare folosind metoda funcțiilor API. Pentru început vom copia o directoare în care se află un program care utilizează de asemenea funcțiile API. Să-i dăm o nouă denumire. Și în aceasta să lansăm programul de lucru. Evident, el va avea deja formate toate opțiunile proiectului și ale preprocesorului, și anume în Options observăm că este selectat tipul de microcontroler pentru placa STM32F4 Discovery. În Compiler la preprocesor sunt căile către diversele fișiere care se vor include și de asemenea simbolurile definite pentru utilizarea perifericelor standard. În Debugger este selectat setlink cu use flash și verify download, iar în setlink este serial wire debugger bifat. Programul este compilat fără erori, iar acum să trecem la ceea ce ne interesează în acest tutorial, adică citirea stărilor logice ale unor pini de intrare. Pe placa STM32F4 Discovery se află un buton User, cel albastru, care, conform documentației, se află pe pinul PA0, deci aparține portului general de intrare-ieșire A. De asemenea, din schema generală a microcontrolerului se poate observa că acest port GPIO-A este cuplat la același bus AHB1 ca și GPIO-D. Prin urmare, așa cum am dat ceas către GPIO-D, va trebui să generăm ceas și către GPIO-A. Pentru aceasta, să folosim programul sursă STM32F4XX Reset and Clock Control, unde vom observa că pentru generarea de clock către perifericele de la AHB1 avem această funcție, pe care de altfel am folosit-o deja pentru deblocarea ceasului la portul D, ne-ar mai trebui deblocarea ceasului la portul A. Să copiem acest parametru și să-l introducem în main, făcându-se un sau, deci o reuniune, cu GPIO-D. În felul acesta, prima instrucțiune este cea care deblochează ceasul atât la portul general de intrare-ieșire D, cât și la A. În continuare, s-a creat structura pentru inițializarea portului D, cu pinii 15, 14, 13 și 12, care sunt cuplați la LED-uri, în modul out, push-pull, cu rezistență de pull-up și la viteza maximă de 100 de MHz. În continuare, ar trebui să setăm parametrii și pentru portul A. Pentru aceasta, să ținem seama că în momentul în care a fost definită structura GPIO, parametrii respectivi se află deja în structură și nu mai sunt cei impliciți la reset. Pentru a face același lucru pentru portul A, ar trebui să copiem parametrii și să-i modificăm corespunzător. Vom face acum acest lucru. Deci, în primul rând, pinul care ne interesează este pinul 0 și numai acesta. Modul de data aceasta va trebui să fie input,
Membrul următor, care se referă la tipul ieșirii, evident nu mai este necesar. Iar în ceea ce privește rezistențele de pull-up și pull-down, trebuie să ținem seama de faptul că între intrarea respectivă și masă se află o rezistență, iar butonul este cuplat între pin și VDD. Prin urmare, nu mai este necesar să punem niciun fel de rezistență și pentru a vedea cum se scrie aceasta, să căutăm definiția lui GPIO pull-up pull-down. În explicații vedem GPIO pull-up pull-down type definition. Să mergem la definiția aceasta și iată, varianta fără nicio rezistență este aceasta. O copiem și înlocuim versiunea precedentă. Și de asemenea, următorul membru care se referă la viteză în cazul în care pinul respectiv ar fi ieșire, nu mai este necesar. Și bineînțeles, setările acestor membri se referă la portul A. Să compilăm pentru a verifica programul. Totul decurge corect. În acest moment, cele două blocuri periferice implicate, GPIO-A și GPIO-D, au ceasurile pornite și parametrii structurilor definiți și am putea să executăm un program care să citească starea logică a portului de intrare și să o afișeze la portul de ieșire. Vom tăia instrucțiunea care nu ne interesează, o vom păstra doar pe cea de ieșire. Și acum să căutăm o instrucțiune pentru portul de intrare. Mergem în fișierul sursă GPIO și să vedem care sunt funcțiile API. Iată, avem o funcție de citire a datelor de intrare, dar aceasta citește întregul port. Dar avem și o instrucțiune pentru citirea unui bit, să o folosim pe aceasta. Iată prototipul, este foarte asemănător cu cel de scriere într-un bit, deci o vom copia în main. Este vorba de portul A și pinul 0. Să alocăm această valoare logică variabilei care a fost definită anterior, U, de tip integer, iar LED-ul să-l aprindem dacă această variabilă este în 1. În caz contrar, să stingem acest LED, deci să dăm un reset. Să compilăm programul. Să-l încărcăm în memorie. Să rulăm și să verificăm. Într-adevăr, când apăsăm butonul, se aprinde LED-ul, când eliberăm, LED-ul se stinge. Apăsăm, se aprinde, eliberăm, se stinge. Prin urmare, programul funcționează corect. Prin intermediul acestui program, vom demonstra că ordinea instrucțiunilor este importantă și în structurile de inițializare pentru portul de intrare-ieșire. Într-adevăr, tarea existentă la reset pentru un pin al unui port oarecare nu mai este valabilă dacă starea respectivă a fost definită în prealabil pentru oricare alt pin al oricărui alt port. De exemplu, pentru portul A, starea de reset normală pentru pini este de intrare. Totuși, este necesar să specificăm acest lucru în structură, deoarece în prealabil, pentru o altă structură, s-a definit modul out. Am putea să evităm acest lucru dacă
am introduce aceste instrucțiuni înainte de definirea modului de ieșire și de rezistență de pull-up, pull-down. În acest caz, programul poate să funcționeze, după cum se poate observa prin compilare, încărcare în memorie și rulare. Observăm, când apăsăm se aprinde, când eliberăm se stinge. Apăsăm se aprinde, eliberăm se stinge. Dar dacă această variantă este plasată după ce s-a definit modul de ieșire pentru un pin și rezistența pull-up, prin compilare, încărcare în memorie și rulare, programul nu mai funcționează normal. Observăm, apăsăm, nimic, eliberăm, nimic. Deoarece, în acest caz, pe de o parte, modul este de ieșire, pentru că așa a fost definit în structură, în prealabil, și pe de altă parte avem și o rezistență de pull-up definită anterior. Într-adevăr, chiar dacă am introduce modul de intrare în program, îl compilăm și îl încărcăm în memorie, prin rulare vom observa că LED-ul rămâne tot timpul aprins și când eliberăm și când apăsăm. Aceasta se datorează faptului că a rămas setată varianta pull-up pentru rezistență pe portul A, deși el a fost introdus aici pentru D, dar în structură el există în varianta pull-up și este introdus implicit și la portul A. Dacă s-ar pune o rezistență de pull-up aici, această rezistență este mai mică decât rezistența menționată anterior între pinul de intrare și masă. Prin urmare, pinul s-ar afla tot timpul în starea 1 logic, deci LED-ul, așa cum se observă, rămâne mereu aprins, ca și cum intrarea pinului este în 1 logic, ceea ce este adevărat. Tot cu ajutorul acestui program am putea să testăm care este frecvența oscilatorului intern la reset a microcontrolerului de pe placa STM32F Discovery. Pentru aceasta să ținem LED-ul de pe pinul 15 aprins, dacă s-a găsit un 1 pe intrarea pe A0, până când variabila U, care este, să zicem, inițial 10 milioane, ajunge prin decrementare la 0. Să compilăm programul, să îl rulăm. Și să cronometrăm cât timp rămâne aprins LED-ul după ce am apăsat butonul. Șapte secunde aproximativ la un ciclu de 10 milioane de decrementări. Pare destul de mult, ceea ce ne face să suspectăm că frecvența internă nu este de 168 de MHz, cât ar fi frecvența maximă. Și de aceea, haideți să încercăm să remediem această situație. Ei bine, în directoarea Discovery Firmware există unele fișiere de configurare și inițializare inclusiv pentru ceasul sistem, care ar trebui incluse
în preprocesorul proiectului. Și anume, în libraries, în CMSys, ST, STM32F4XX, în source, template, există fișierul sistem STM32F4XX de tip C, pe care să îl copiem în directoarea de lucru și să îl adăugăm proiectului. De asemenea, ar trebui să mai adăugăm un fișier firmware libraries CMSys ST acest fișier de startup, care este un fișier în limbaj de asamblare. Bineînțeles, va trebui să adăugăm în opțiunile proiectului la preprocesor și calea către acesta. Deci în libraries CMSys ST STM32F4XX source templates IARE. Să compilăm proiectul. Să-l încărcăm în memorie. Să-l rulăm. Și să măsurăm din nou cât timp rămâne LED-ul aprins după ce am apăsat butonul. Sunt numai 2,6 secunde de data aceasta. Deci de 3 ori mai rapid decât în cazul anterior, ceea ce arată că avem o frecvență mai mare în acest moment, stabilită prin oscilatorul intern al microcontrolerului. Totuși, ar mai fi o posibilitate să ajungem la o frecvență și mai mare, adică la cea maximă de 168 de MHz, dacă studiem fișierul de sistem, în care vom observa că sunt definiți anumiți parametri pentru bucla PLL, iar la un moment dat se observă că valoarea frecvenței este dată de parametru M și parametru N conform acestei formule. M este la numitor și are valoarea 25. Ea trebuie să fie egală, în principiu, cu a cuarțului de pe placă, aceasta fiind însă de 8 MHz. Să încercăm să punem noua valoare de 8 MHz, cea corectă. Fișierul este protejat. Haideți să-l deprotejăm. 8. Iar acum să recompilăm programul fără să facem nicio altă operațiune, să-l pornim și să cronometrăm din nou. Se observă că de data aceasta perioada a scăzut la o secundă, deci a mai crescut de 2,6 ori, iar aceasta este frecvența maximă posibilă pentru oscilatorul intern, 168 de MHz.